Stimați telespectatori, stimați radioascultători, vă spun bun găsit aici la Media TV Cimișlia. Sunt Andrei Bargan, prezentatorul emisiunii și astăzi este o emisiune de dezbatere electorale cu următorii candidați la funcția de deputat de la formațiunile politice, precum au fost înregistrat la Comisia Electorală Centrală. Deci, pentru astăzi au dat curs invitație și sunt prezenți Gheorghe Savastin de la Partidul Patrioții Moldovei. Da. Bine ați venit la Cimișlia. Bine v-am găsit. Domnul Fiodor Ghelici de la Partidul Oamenilor Muncii. Bine ați venit, domnul Ghelici, la Cimișlia. Da. Și domnul Ștefan Gligor, președintele Partidului Schimbării. Bine ați venit la Cimișlia. Bună seara și bine v-am găsit. Stimați telespectatori și radioascultători, pe scurt, regulile de dezbatere. Deci, fiecare concurent electoral, per total, are 15 minute. Timpul se păstrează, trece dintr-o rundă alta. Vom avea 4 runde. Deci, prima rundă va fi să numească 3 probleme principale din platforma electorală. A doua va fi o rundă de tragere a întrebărilor la sorți, la tema cum îmbunătățim calitatea vieții în Republica Moldova. Și a treia rundă va fi un schimb de întrebări între concurenții electorali și vom finaliza cu un apel către alegători. Noi recomandăm în jur de 3 minute într-o rundă, ca să vă orientați, dacă mai repede, mai puțin, oricum timpul rezervat dumneavoastră. Каждого по 15 будет? Da. По 3 minute 5 раз? Da, gata, da. Normal. Dacă sunt clare, deci, regulile, am putea începe. Clar? Da. Da, simt. Deci dăm start dezbaterilor electorale. Așadar, în ordinea cum am fost înregistrați la Comisia Electorală Centrală, deci cuvânt oferim pentru a spune cele 3 priorități ale platformei electorale reprezentantului Partidului Patrioții Moldovei, domnul Gheorghe Savastin. Vă rog. Bună seara. Bună seara. Prioritatea platformei Partidului Patrioții Moldovei, da? Este ca să îmbunătățim viața la cetățeni în Republica Moldova. Atâția ani de cum ne chinuim și totuși nu putem ajunge și tot ne ducem în râpă, în prăpastie. În prăpastie sărăciei și asta. Oamenii pleacă din țară, copiii nu învață. Înțelegeți? E dezastru. Platforma noastră este că noi trebuie să îmbunătățim stilul de viață mai departe și putem ca statul să fie bogat, oamenii în țară să aibă unii munciri și statul să fie bogat. Atât, da? Mulțumim. 50 de secunde a fost suficient ca domnul Gheorghe Savastin de la Partidul Patrioții Moldovei să răspundă la aceste 3 priorități din platforma electorală. Și acum aceeași procedură pentru Partidul Schimbării. Deci vom oferi domnul Ștefan Gligor, vă rog, 3 priorități. Stimați prieteni, eu numesc Ștefan Gligor, sunt președintele Partidului Schimbării și mă bucur pentru faptul că am această oportunitate să vă prezint câteva puncte principale din programul nostru. Noi facem accent pe justiție, pe dezvoltare economică și facem un accent mare pe protecție socială și, desigur, guvernare electronică. Vă explic pe scurt despre ce este vorba. Justiția este cea mai mare așteptare și cel mai mare eșec al Republicii Moldova. Noi avem nevoie să facem o ordine drastică în sistemul nostru de justiție, care este compus din 2 componente. Sistemul de urmărire penală și judecători. Noi propunem lichidarea Centrului Național Anticorupției, Procuraturii Anticorupției, Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, ca cele 3 instituții care au acoperit Londromatul din Federația Rusă, efectuat pe teritoriul Republicii Moldova prin organele justiției și sistemul bancar. Și propunem, desigur, instituirea unei noi instituții anticorupție care să se ocupe doar de corupția mare, cu oameni noi, plătiți bine, instruiți bine și cu mare credibilitate. Acești oameni nu trebuie să fie doar profesioniști. Noi avem mulți profesioniști în sistemul procuraturii, în sistemul judecătoresc, dar, din păcate, acei profesioniști sunt lași. Sunt niște oameni fricoși care s-au temut să facă față provocării, să facă față necesităților și să facă față așteptărilor oamenilor. Acei oameni trebuie să fie și profesioniști și curajoși, respectiv în această singură instituție de luptă cu marea corupție, construită de la zero, trebuie să avem mare grijă pe cine numim, pe cine aducem și cu ce se ocupă. Noi nu considerăm posibilă reforma sau reorganizarea Centrului Național Anticorupție, Procuraturii Anticorupție sau Procuraturii de Combatere a Criminalității Organizate, ori aceste instituții, anume aceste instituții, au fost mâinile regimului Plahotniuc, acele instituții care au acoperit cele mai mari și sistemice infracțiuni din Republica Moldova. Cât privește sistemul judecătoresc, avem nevoie de o evaluare drastică a tuturor judecătorilor și eliberarea din funcția celor care nu au curajul să fie judecători. Deși au cunoștințe, poate în unele cazuri, deși au făcut studiile necesare, mai trebuie să ai și integritatea necesară și curajul necesar să fii judecător. Dacă mai avem timp, continuăm cu prioritățile, dacă nu... 2 minute și 30. Ok. Acum este important să vorbim de dezvoltare economică și aici noi venim cu un pachet de măsuri de stimulare fiscală pentru cetățenii noștri. Noi propunem în primul rând un moratoriu la controlul afacerilor mici. Toți oamenii de afaceri, în special oamenii de afaceri care au puține posibilități, puțin capital, nu se pot apăra de instituțiile corupte de control. Inspectoratul fiscal, ANSA, ANTA, multe altele. Noi propunem introducerea unui moratoriu pentru 5 ani la orice tip de control de stat pentru oamenii de afaceri și afacerile de familie. Ulterior, eu din câte înțeleg, timpul meu a expirat, noi vom continua cu programul economic. 3 minute, mulțumim frumos. Deci 3 minute... Ștefan Gligor, Partidul Schimbării, a punctat cele 3 priorități. Și acum aceeași întrebare pentru Fiodor Ghelici de la Partidul Oamenilor Muncii. 3 priorități ale formațiunii în aceste alegeri anticipate parlamentare, vă rog. Значит так, вы мне дали 3 минуты и не диктуйте мне, что мне говорить, я сам скажу то, что я думаю. 3 приоритета, 5 приоритетов. Вы как роботы здесь сидите. Вот вы, я смотрю вашу студию. Не, вы уже спросите, молчите, все, у меня 3 минуты моей. Вы молчите. Я еще не пустил. Так вот, начинаете что? Или так я уже половину сказала, вы еще не запустили. Давайте запускайте ваш компрессор. Я вижу, что компрессор, вы давайте компрессор вперед. Я уже начал говорить. Господи, ой, какие вы тут. Я уже начал говорить. Говорите, говорите. Все, так вот, слушайте. Ой, дорогие молдаване, я, когда говорю молдаване, то это означает все, кто живут в этой стране. Если вы думаете, что мы сейчас пришли перед вами, тут коллеги мои сидим, и сейчас мы начнем приоритеты вам рассказывать, и мы выполним, это все ложь. Мы ничего не выполним по одной причине. В первую очередь, вы 11 июля, молдаване, украинцы, и Шимайди партия, если вы выйдете на выборы все вместе, объединившись, так как вы вышли на президентских выборах, и впервые в истории я начал радоваться за молдаван, потому что вы до сих пор все, каждый со своими овцами отдельно. Вас раздробили, разделили, и вы идете каждый за своего лидера, так называемого председателя партии, голосуете. На президентских выборах вы впервые показали всему миру, что вы можете объединиться. Наконец-то вы показали национальную гордость, что вы гайдуки, и вы поменяли президента. Теперь мы, кандидаты в парламент, кандидаты в народные депутаты, я считаю, что неправильно называют у нас этот депутатов. Значит, мы предлагаем свои кандидатуры. Я сел в этот поезд предвыборный в последний день. Я долго думал, соглашаться, не соглашаться. Но я решил идти, пока порох есть, простата работает. Я пойду в парламент, но с одним условием. Если вы не готовы, чтобы в парламенте сделать революцию, в первую очередь, революцию, что значит, что нужно делать вам, прежде всего, не нам, а вам. Все политики, которые были до сих пор в парламенте, нужно их оттуда убрать. а это только вы сделаете. Если вы оставите их в парламенте, если вы пойдете опять проголосуете, все, кто там был в период всех 30 лет, которые грабили страну, которые ограбили наш государственный банк, 53 миллиарда, знаете сколько 53 миллиарда? 53 миллиарда это 16 вагонов денег, если взять наличные сложить. Значит, все эти годы заводы позакрывали, деньги с бюджета воруют через тендера, в том числе в вашем районе. Все, где сидят государственные чиновники, там, где государственные деньги идут через тендера, все воруют. Я был председателем комиссии по контролю расходных денег при бюджете, я лично знаю все схемы, как это все делают. Если вы поменяете парламент, тогда мы можем, и вы введете в парламент новых людей, которые не были при власти и не заражены этой чумой коррупции, тогда мы что-то сможем делать. Если же вы их там оставите, и Додона, предателя, этого лжеца, коррупционера, и Шетатул, как по-молдавски, его отца, а? Как, подскажите? О, Татулуй, да, Воронин, который не меньше предатель, чем сам Додон, предали молдавский народ, предали стариков, всех предали. Если вы их там оставите, то вы станете самой продажной нацией во всем мире. Можете на меня обижаться, то, что я вам сейчас скажу. Прошло 3 минуты? Да. Остальное да, продолжим дальше. Нет, нет. Сколько? 4. 4 так давайте 10, я все нет, скажу 15 минут и уйду. Не, не, сейчас. А? 4 минуты идем во второй тур. Второй тур у нас... Нет, вы лучше меня не останавливайте. Давайте я все 15 минут скажу. Нет, я уйду, и ребята будут между собой играться. У нас правило уважать друг друга. Значит, пожалуйста... Я их не уважаю. 15 минут забираю, я ухожу. Мои 15 минут не посажаете? Да, один билет возьмите. А что это? Да, это вопросы, которые я даже не знаю. А что это? Для чего? Для кого? Это для вас на тему, как улучшить жизнь Республики Молдова. Ёпересте. Культура, спорт. Ну, я не знаю. Этого нету ничего. Что? Спортплощадка, это уже вы спортсмены? Нет, давайте дадим слово по ходу. Значит, Георгhe Savastin, Partidul Patrioții Moldovei. Мастер спорта по тяжелой атлетике. Что у вас за вопрос? Нет. Пожалуйста. Борьба вольная. Întrebarea mea este reducerea șomajului în țară. Foarte bună întrebare. Noi putem reduce șomajul în țară numai când o să colaborăm cu statele care nouă trebuie să ne ofere piață de desfacere. Noi știm că țara noastră este țară agricolă, agrară, unica piață de desfacere care la moment noi avem și de 30 de ani, acum tot te bați în joc de dânsă, este piața de desfacere pe teritoriul Rusiei. Cine ne spune și ne spune, toți acolo se duc. Și Europa acolo se duce și vinde, și asta, Azia duce și vinde acolo. Dar noi, moldovenii, care am avut piața asta ani întregi și acolo se duceau toți și vindeau producția noastră, acum ne bați în joc de dânsă. Noi ne bați în joc de dânsă. Cine noi? Cei care sunt la conducere și care au fost la conducere. Pentru niște granturi care stă cu mâna întinsă, să iei bani ca să se împartă între dâși în buzunare, ei au stricat tot. Și sau noi nu putem acolo vinde și nu putem lucra cum trebuie, cum ar trebui să fie normal. De atâta, în Partidul Patrioții Moldovei este așa programă că economic să aderăm la Rusia. Să colaborăm, nu așa, dar economic colaborăm din 100%. Numai așa nu putem ca șomajul să-l reducem sau să-l lichidăm cu totul din țară. La noi, în Moldova, cetățenii sunt foarte harnici, și îi pot lucra, numai că noi, nu noi, dar conducerea care a fost până în ziua de astăzi, nu dă voie, nu permite omului să se dezvolte. Vin băieți de pe graniță, vin, fac, investesc aici bani și pe urmă n-au ce faci cu producția. De atâta și cea mai bună piață de desfacere pentru noi este piața de desfacere Rusia. Dacă găsim mai departe alte pieți, poftim, nicio problemă. Dar dacă să lichidăm șomajul, oamenii se poate produce, oamenii se poate să aibă unei vinde, se poate să ducă bani în țară. Bun, am înțeles. Așa, 2 minute și 40. A fost timpul suficient pentru Gheorghe Savastin, Patrioții Moldovei, să răspundă la întrebarea privind reducerea șomajului, așa am înțeles. Acum, aceeași procedură. Domnul Ștefan Gligor, Partidul Schimbării, vă rog. Stimați prieteni, întrebarea pe care o am eu este, de fapt, vine în continuare a expunerii întrerupte anterior, eficientizarea veniturilor și cheltuielilor la buget. Cred că puțină lume cunoaște care este bugetul Republicii Moldova, care sunt cheltuielile acestea. 44 de miliarde sunt aproximativ veniturile noastre, peste 50 de miliarde, în jur de 55-56 de miliarde sunt cheltuielile noastre. Deficitul variază de la 8 la 12 miliarde de lei anual. Pentru a corecta situația, pentru a corecta inclusiv balanța de import-export, pentru că noi importăm net mai mult decât exportăm, noi avem nevoie să rezolvăm câteva probleme. Statul, Republica Moldova, organele sale de control sunt obstacol principal în dezvoltarea afacerilor de familie. În societățile moderne, oamenii își creează de lucru singuri. Nu mai există modelul angajării de către stat, pentru că asta nu este eficient. În toate statele decente, care se respectă, mediul de afaceri de familie, afacerile mici sunt 70% din economie. Republica Moldova nu este așa, pentru că instituțiile noastre de control hărțuiesc oamenii și îi fugăresc în străinătate. Ca noi să schimbăm această balanță, noi trebuie să convingem oamenii care mai trăiesc în Moldova să facă afaceri, să-i protejăm de instituțiile corupte, iar pe cei care au plecat să-i convingem să revină. Ca să facem acest lucru, noi propunem introducerea unui moratoriu la controlul de stat pentru afacerile mici de familie, până la 7-9 persoane angajate, până la 2 milioane de lei rulaj. Propunem să anulăm impozitul pe venit și dividende pentru respectivele afaceri de familie, pentru un termen similar de 5 ani de zile. Pentru că doar protejând cetățenii noștri de instituțiile proprii, de instituțiile de stat corupte și birocratizate, putem să convingem oamenii că statul este partener și nu le este dușman. Noi auzim multe populisme, multe speculații, multe lucruri incompetente, agramate. Nu există altă cale decât să întoarcem statul spre cetățean și să-l transformăm în partener. Modelul nostru de dezvoltare economică nu există. Noi trebuie să-l creăm. Noi trebuie să ne învățăm proprii cetățeni care trimit 1,5 miliarde de euro anual oficial prin transfer și încă 1,5 în buzunare le aduc acasă, aduc acești bani acasă în formă de bunuri, în formă de bani, în numerar. Noi trebuie să ne învățăm oamenii să investească inteligent, să-și deschidă afaceri și noi propunem anularea acestui impozit pe venit și dividende a celor care vor deschide afacerile proprii de familie în mediul rural, în sate, indiferent de unde vin. Vin din orașul, din municipiul Chișinău, se mută într-o localitate rurală și își deschid o afacere sau o fac venind din diasporă. Care este timpul nostru? 2 și 20. Ideea este foarte simplă. Noi trebuie să oprim degradarea demografică a Republicii Moldova. Noi avem un exod masiv care continuă și noi putem să facem acest lucru numai dacă transformăm statul într-un partener și nu continuăm să ne tratăm cetățenii de pe poziții de jandarm. Da? Ca să reușim acest lucru să-l facem, avem nevoie de pachetul de măsuri despre care v-am vorbit, care au caracter fiscal. Da, mulțumim. Deci, 3 минуты. Думаю, Гелич... Я закончу то, что я начал. У меня время есть. Уважаемые молдаване, я продолжаю то, что я начал. Значит, если мы с вами отметили, примите наше предложение и поменяете весь состав парламента, тогда мы, если вы доверите нам мандат партиду Oamenilor Muncii, сразу же мы приступаем к ужесточению Уголовного кодекса Республики Молдова. Пока мы с вами не пересажаем тех, которые грабили 30 лет Молдову, те, кто замешаны в краже миллиарда, обратите внимание, уже Додон и Воронин вообще не говорят. Все, Они говорят только, что они объединились для того, чтобы объединиться ради угрожающим фашизму Молдове. Кто же фашисты в Молдове угрожает, я понятия не имею. Негры, что ли, идут? Или кто на нас в Молдову идет? Уже никто не говорит о краже миллиарда. Я расследовал кражу миллиарда, будучи председателем комиссии этого публичного контроля при президенте Додоне. И мы с ним поссорились из-за того, что он мне пытался запретить расследование кражи миллиарда и дал мне указание никого не трогать. Первый, кто должен отвечать перед законом, это президент Додон. И вся шайка, вся эта банда, которая участвовала в краже этих миллиардов. Давать им надо не 2-3 года, как их арестовывают, нам показывают с вами там шоу маски, арестовывают, потом отпускает их под домашний арест, и потом все исчезает. И мы с вами лохи. Они считают, что мы с вами овцы, что мы все это проглатываем. Мы это планируем, если вы нам доверите, ужесточить 20 лет. Это приравнивать коррупцию к умышленному убийству. 20 лет! Чтобы он сидел в тюрьме и дать ему работу, не просто чтобы сидел. 20 лет. Пересажаем 3-5 человек, и все забьются по норам. Не тот кодекс, который сегодня есть, это не уголовный кодекс. Это они сделали тех, кто украдет мешок картошки, тот будет 5-7 лет сидеть. А миллиард украли, никто не отвечает. Если вы не поменяете парламент, если вы их оставите в парламенте, значит вы соучастники, все, кто будете за них голосовать. Поэтому первый пункт у нас это ужесточить уголовный кодекс. За коррупцию должны изменения быть не менее 20 лет. В Китае расстреливают. Ну, мы, молдаване, добрые люди, не будем расстреливать. А 20 лет, чтобы он сидел в тюрьме. После того, когда мы в парламенте внесем изменения в уголовный кодекс, сразу же начнем проводить инвентаризацию, кто где, кто продавал, кто брал, кто подписывал. И я сегодня могу вам лично дать обязательство, хотел бы, чтобы мне возглавили комиссию по расследованию кражи. Месяц, на второй месяц я вам список вот так, не просто список, а вот так построю и скажу, кто, не показывайте мне телефон. У меня есть 15 минут, все, не останавливайте меня. Так вот. Пока мы это не сделаем, все это говорильня, все это программы будут вам читать каждые 4 года. Программы, программы, программы. Посадить всех. Дальше что мы сделаем? Мы считаем, что эти 32 района нужно сократить. У вас в Чимишлии председатель района, вся его вокруг, это свита, обслуживание, все бегают на лимузинах, катаются. А зачем они столько, я не понимаю. Вот соседняя Румыния. Если взять количество квадратные километры земли в уезде, то примерно где-то 550 квадратных километров уезд и полмиллиона, допустим, в Аслуе полмиллиона жителей, в Яссе 900 тысяч, почти миллион. У нас 32 района. У нас осталось молдаван 2,5 миллиона. Всего. Зачем нам 32 района? 32, чуть не сказал по-русски, балбеса. 32. 3 этажа сидят. Чем они занимаются? У вас есть примар Чимишлии. У вас есть Чимишлии? Зрители там сидите. Есть. Зачем нужен председатель, заместитель, начальник управления культуры, начальник физподготовки? Нафига нужно это все кормить? 32 района. Сократить у нас должно быть минимум 5-6 уездов, как в Румынии. Следующий вариант, что мы сделаем. У нас самая большая беда. Крупным планом, режиссер, что вы меня, вот что там пенсионерку поставили, бегает с экраном. Дальше. Внимательно слушайте. Самая большая еще беда. Еще будут вопросы. Еще. Самая большая беда, не перебивайте. Я чувствую вас уволю. Ну, подождите, избивать, вы мне мысль сбиваете. Я вам скажу свое время, я ухожу. Дальше. Дайте людям тоже высказать. А у них я не свое время отработаю. Сейчас будут вопросы. Уважаемые друзья, да. Самая главная проблема у нас. У нас самые нищие пенсионеры. Мы подсчитали, что за счет того, что мы пересадим воров, за счет того, что мы сократим эти бюрократические председателя района на лимузинах, мы соберем, найдем деньги для того, чтобы поднять пенсию нашим молдаванам. Меньше, 4000 лей пенсия не может быть. Если вы имеете трудовой стаж, женщина, мужчина, у вас есть по закону трудовой стаж, не можете вы получать меньше 4000 лей. Неважно, кем вы работали. Те люди, которые, я заканчиваю, то да. Дергается рядом со мной ваш начальник. Те, кто не имеет рабочего стажа, ну не получила в жизни, разве ситуация бывает? Не может он меньше 2000 лей получать. Если сегодня пенсия у нас самая низкая, то это называется геноцид против собственного народа. Паузу делаем. Время решить. 6 минут. Вот все, сколько там осталось, скажете. Да, значит, 6 и 4, значит 10. За два раунde, două runde, dumneavoastră aveți 10 minute consumate. Eu știu, nu. O să ne încadrăm. Respectiv, domnul Gligor are 6 minute consumate, deci mai aveți încă 9 minute. Și domnul Gheorghe Savastin aveți 3 minute și jumătate consumate. Aveți mai mult. Acum trecem la runda întrebări adresate reciproc. Domnul Savastin, dumneavoastră adresați câte o întrebare pe rând concurenților dumneavoastră. Pe urmă ei vor adresa dumneavoastră. Întrebarea nu se cronometrează. Deci vă formulați așa cum se poate. Eu înțeleg, dar eu n-am întrebări la colegii mei. Depinde. N-aveți, n-aveți. Nu sunt întrebări. Dacă n-aveți, dar eu am crezut că ați venit în studio măcar câte o întrebare. Să-i dați, să-i întrebați de unde vin, cine să... Nici la domnul Gligor și nici la domnul... Ne cunoaștem. A, vă cunoașteți. Bine. Atunci, vă rog, domnul Ghelici, dumneavoastră dați întrebări dumneavoastră. Я, извините, я уважаю коллег, я, вот, когда сравняется времени с ними, тогда я буду задавать вопросы. Дайте им больше времени, потому что у них хорошо получается. Вы не хотите задавать вопросы? Нет, я задам, не переживайте, ну пусть время я переговорил больше, чем так, они. Вы сейчас задаете вопрос... Это вам... тоже входит время? Нет, не входит. Вопрос не входит. Ну так, я же сказал, что... Вы знаете, если бы здесь сидел Додон, Воронин, я Додона вообще, я готов даже $1000 заплатить, чтобы вы его сюда привели. Вот у вас такой режиссер, там пенсионерка сидит, может она сюда затащит Додона, и я с ним хочу, понимаете, перед народом с ним, я его всегда приглашаю. А коллеги, они не были в парламенте, они такого же, как я. Вопрос с ним какой? Мы не были ни в парламенте, ни во власти, мы союзники. Поэтому какой прошу Глигора спросить, сколько детей Глигора? Трое. О, отец герой. Вот так вот. Молодец. Простота хорошо. Для поддержания разговора давайте я вас спрошу. Давайте. Да, теперь, дом Глигор, интерпаст. Господин Гелич, вы же знаете, нет ничего опаснее популизма. Когда мы заявляем, что поднимем пенсии на 4000 до 4000 лей, а сегодня средняя пенсия в Молдове 1901 лей. Вопрос у меня следующий. Если вы знаете, какой дефицит пенсионного социального нашего фонда, какова общая стоимость и сумма, и откуда вы возьмете разницу? Я вам только что сказал, значит, я более 20 лет руководил крупными экономическими предприятиями. Первым делом, когда приходит руководитель, не знаю, вы были вообще, руководили экономическим предприятием? Я руковожу своим. Не, ну у вас это совсем другое. Так вот, когда ты начинаешь считать, где взять деньги, сегодня в Республике Молдова я сказал слово инвентаризация, если вы внимательно слушали. Надо пройти по списку, что есть в Молдове вообще, на балансе страны, что не продали, какие еще госпредприятия есть, какие у нас движимое, недвижимое имущество, это первое. Второе, что делает любой руководитель? Если неэффективные отделы есть, которые не дают доходы, а просто они чистятся на должниках, их что делают? Сокращают. На сегодняшний день в Молдове, я почему акцентирую на сокращение районов? Это не популизм. Рядом у нас страна, которая показала, что нужно... Украина на сегодняшний день, я вот сейчас был в Украине, они 3 района сокращают, делают один, с 3 один. Потому что это огромный аппарат, который нам достался из Советского Союза. У нас было 4,5 миллиона в стране. У нас финансировал бюджет Советского Союза. А потом нам сказали, все, молдаване, вы суверенные. И мы штат этот бюрократический оставили его. Кто кормит? кормит весь народ, который пашет. В первую очередь надо сократить, потому что они неэффективны. Это первое. И второе. Вы юрист. Вы прекрасно понимаете, если зажать яички в тиски и зажать в уголовном кодексе, я читаю уголовный кодекс, это же не уголовный кодекс, это взыскание через 2 года прокурора коррумпированной судьи возвращается на прежние должности. Как это, как мы боремся с преступниками? Когда мы перекроем с вами тендера, которые разворовывают. Я лично проверял тендера, 50% бюджетов выдают, допустим, больницы, из которых 50% украли. Когда мы ужесточим уголовный кодекс, возьмем за хобот всех этих воров, у нас денег получится предостаточно. Это не популизм, это я вам говорю реальные вещи, что можно делать. 2 minute, deci a fost timpul în care Fiodor Ghelici a răspuns la întrebare. Acum aveți întrebare și pentru Patrioții Moldovei, domnul Gligor? N-aveți, așa. Deci, acum, din ceea ce avem, dumneavoastră ați rămas tot la 3 minute și 30, consumate până la 15 și aveți. Domnul Ghelici are 12 minute și domnul Gligor 6 minute, așa și-au rămas. Acum, până la 15 minute, vor rămas pentru apel către alegători. Iată, acum puteți vorbi, eu n-am ce să vă întrerup până nu vă... У меня есть предложение. Вот осталось сколько у вас? 10 минут? Сколько? Дайте человеку полностью говорить 10 минут. Нет проблем. И не перебивайте. А то вы, по-моему, социалисты или коммунисты. Нет, так, господин ведущий, это же... Нет, так я с самого начала ему хотел сказать... Нет, я понял. С самого начала предложил. А он засланник. Социалист или коммунист? Кто вы? В следующий раз... Так и сделаем. Вы же придете и на следующий выбор. Ну давайте. Ну, да, это вот. На следующий год или на следующий выбор? Так кто знает, может быть на вот следующий год. Вот так давайте, чтобы человек начал и закончил, и там поставил точку. Что-то вы против? Dumneavoastră... Hai, Patrioții Moldovei. Domnul Gheorghe Savastin, Patrioții Moldovei, e apel către alegători. De ce ei trebuie să vă voteze pe dumneavoastră, domnule? Stimați alegători, pe 11 iulie trebuie să... dumneavoastră, trebuie să deciziți ce facem mai departe. Rămânem așa sau începem să schimbăm clasa politică. Cum s-a spus aici, noi pare că nu schimbăm clasa politică care este în ziua de azi și a fost 30 de ani de zile la conducere, noi nu ne mișcăm niciun pas mai departe. Sorsele, sorsității este, tot este, numai că clasa politică care e ziua de azi, așa de tare s-au făcut corupți, că nici nu-și dau seama ei ce fac. Și de atâta nu trebuie să-i... Nu cu toți să-i schimbăm, măcar cât de cât să-i dizolvăm. Pentru că mai apare oameni care nu au fost și mai de ăia peste cap când iau niște decizii care nu trebuiește. Patrioții Moldovei a ieșit cu o inițiativă, cu referendum. Pe ce înseamnă asta referendum? Referendum asta înseamnă că când s-a luat decizia în 2014 că s-a descărcat contractul de asociere cu Europa, nimeni n-a întrebat vrem noi poporul, cetățenii Moldovei sau nu vrem lucrul ăsta. Și de atunci mergem, de acum câți 7 ani de zile, mergem tot înainte și Europa, Europa și nimic, niciun rezultat, nu se face nimic, numai că cei care s-au condus iau granturile astea și le mănâncă între dânsii. Jumătate se duc înapoi în Europa și restul, asta, banii cei care vin granturile în țară, aceia sunt banii noștri, furați de aici, duși încolo. Și ei se întorc, cei 13 de aici, se întorc înapoi la noi în Moldova. Așa că hotărâți dumneavoastră, ziceți dumneavoastră, trebuie acum să vă gândiți bine ce face pe 11 iulie și pe cine să votați. Partidul Patrioții Moldovei are un program foarte bun. Se întreabă, dar de unde să luăm finanțe? Am dat o idee, da? Nu că asta nu e idee, dar asta și practic asta. Toate resursele de deci, da? Ele trec pe lângă bugetul statului. Gazul se duce până cineva, numai nu prinde la cineva în buzunar, motorina la ceva în buzunar și lumina la ceva în buzunar. Deci noi toate resursele de astea să nu le luăm ca să vină să treacă prin bugetul statului. Să rămâie în buget, să rămâie bani pentru pensie, pentru asta, pentru învățători, pentru medici. Dar noi nu avem nimic. Asta. Ei se folosesc, da, garanții de stat, ca să fura miliardul, da? Miliardul l-a pus pe cineva, l-a furat. L-a pus pe spatele poporului. De atâta, eu vă spun, când vorbim că gazul poate să fie la o cetățean până la 90 de bănuți, asta nu-i, asta e real. E real. Sau lumina să fie 70 bănuți kilovatul. Tot e real. Numai că trebuie cumva să facem ca să facem schimbări în țară. Cum o să votați dumneavoastră pe 11 iulie, așa o să fie și mai departe. Cu agricultorii, cu care produc mere acolo, ce produc acolo, este piață. Se poate de făcut, de procesat aici pe loc producția. Este piața de se face în Rusia. Poftim, nicio problemă. Acolo se poate deschis piața noastră moldovenească pe teritoriul Rusiei acolo. Ai încărcat, te-ai dus, ai lăpădat, ai venit înapoi. Peste 3 zile sau peste 20 minute să vină bani pe cont și gata, la revedere. Foarte simplu. Я и вам объясню, почему я считаю, что эти тезисы частично популистичны. Они правильны по своей сути, но они во многом популистичны. Окей. Да, как мы не обманываем. А можно вопрос задать? Да. Уже или нельзя уже? Все, ну, все, поехали, ладно, потом старым, как мы договорились. Да, мы переговорим потом, раз приняли такой формат. Вы закончили? Да. Спасибо. Господин Гельча меньше времени, давайте вы, наверное, добьете. Я уйду лучше, и вы... А как вопрос? Нет, давайте, domnul Gligor, dumneavoastră aveți 9 minute și domnul Ghelici are 3 minute. Vorbiți dumneavoastră, da, și dumnealui de acum, eu cred că să-l așteptați pe dumnealui să termine și el că el. Stimați prieteni, a fi populist înseamnă a promite și a afirma lucruri care sunt imposibile de realizat, pentru că oamenii pur și simplu nu cunosc sau nu știu ce afirmă sau fac asta pentru că cred că dumneavoastră nu știți și o fac intenționat. În Republica Moldova, cum am spus, avea un buget de 44 de miliarde de lei venituri și 52-56 de miliarde de lei cheltuieli. În acest buget de 44 de miliarde de lei venituri, 24 de miliarde sunt cheltuite pentru plata pensiilor și plăților sociale. Problema este că din aceste 24 de miliarde, care sunt mai mult de jumătate din veniturile noastre ca stat, 10 miliarde de lei anual sunt deficit. Asta înseamnă că noi deja astăzi nu suntem în stare, noi nu avem suficienți oameni angajați în câmpul muncii care plătesc impozite și suficiente întreprinderi și suficiente afaceri care ar acoperi măcar 24 de miliarde de lei, adică acea pensie medie de 1901 lei. Când un om vine în fața dumneavoastră și vă spune că eu am să majorez de 2 ori minimumul pe care noi îl avem ca pensie, deci de la media din 1901 până la 4, trebuie primul lucru care să-l faci să întrebați de unde veți lua acești bani, pentru că asta ar însemna să plătim practic tot, aproape tot bugetul Republicii Moldova, toți banii care noi încasăm, ar însemna să dăm pe pensii. Asta e o afirmație atât de disproporționată cu realitățile noastre, atât de neîntemeiată, încât nu aveți cum să o credeți. Trebuie să înțelegem că noi nu suntem un stat eficient. Noi am fugărit de acasă peste 1 milion de oameni prin corupție, birocrație și nedreptate. Ca să facem ordine la noi în țară, ca să întoarcem oamenii înapoi, ca să-i oprim pe ăștia care stau pe gemantană și vor să plece din țară, trebuie să vorbim concret. Și noi concret venim cu un pachet de măsuri economice care au menirea să oprească instituțiile corupte ale statului din a fugări oamenii. Numai prin dezvoltarea afacerilor mici, în zonele rurale, noi vom putea opri exodul masiv a oamenilor din țară, vom putea întări baza fiscală a localităților și a țării, vom putea majora veniturile la buget. Cheia majorării veniturilor la buget este una singură. Este diminuarea impozitului salarial. suma totală a impozitelor salariale pe care statul le cere angajatorului și cetățeanului să o plătească este 45%. Așa că în Norvegia, în Germania, în Franța, în Spania, în Germania, în Portugalia, unde vreți, în toată lumea civilizată, se taxează pe 50%. Moldova nu este nici Norvegia, nici Germania, nici Statele Unite. Moldova percepe 45%, jumătate din venitul omului, din salariul omului, dar înapoi de corupție, birocrație, hărțuire și de nedreptate, de o justiție extrem de coruptă, de înapoi numai dezamăgire. Ca noi să ne întoarcem cu fața ca stat spre cetățean, trebuie să aplicăm metodele utilizate în alte state care au ieșit din cercul ăsta vicios. Ca noi să majorăm cu o treime, cu 50% veniturile bugetare, adevărul este, paradigma, dacă vreți, este una contrară logicii generale. Noi trebuie să diminuăm impozitele salariale. De la 45% trebuie să-l diminuăm la 25%. Asta ne va permite legalizarea economiei tenebre. Economia tenebră a Republicii Moldova este mai mare decât economia oficială. Noi, pe negru, la negru, avem mai mulți bani care circulă în economie. Absoluta majoritatea salariilor în Republica Moldova sunt plătite în plic. Salariile în plic nu sunt impozitate. Ce se întâmplă? La construcții se lucrează cu 10-15.000 de lei pe lună. Se plătește oficial 4.500, din 4.500 se plătesc 45% impozite, dar în plic se mai dă 10.000. În rezultat, statul nu încasează, pentru că antreprenorul, dacă plătește aceste 45% din suma totală de 15.000 sau de 10.000, el probabil va da faliment. Impozitul este mult prea mare pentru o piață atât de nedezvoltată, primitivă și atât de monopolizată. Pentru ca noi să rezolvăm această problemă, pentru ca să sporim venitul la buget, trebuie să convingem oamenii de afaceri, angajatorii și salariații să primească și să plătească salariile oficiale. Pentru asta, poți să o faci numai atunci când diminuezi impozitul pe salariu atât de tare încât nu există niciun sens să plătești salarii în plic. De asta noi propunem diminuarea impozitelor total sau salariale, suma totală de la 45 la 25 și numai în așa condiții noi vom putea convinge oamenii noștri să primească salariile oficiale și angajatorii să plătească salariile oficiale. Ce este mai mult? 45% din 3.000 și jumătate de lei sau 25% din 10.000 de lei? Faceți matematică, sunteți în fața ecranului, luați calculatorul și o să vedeți că 25% din 10.000 de lei este mai mult decât 45% din 3.500 sau 4.000 de lei. Asta este esența. Oamenii care vă spun că trebuie înlocuiți cei din Parlament, adevărat, dar nu trebuie să-i înlocuim cu oricine. Noi trebuie să-i înlocuim cu oameni competenți, oameni care gândesc și au curajul să adopte reforme care pentru majoritatea din țara asta o să fie inacceptabile sau nepopulare. Noi avem nevoie de oameni care sunt și profesioniști, și curajoși să facă acest lucru. Domnul Ghelici spune că vom pune la dubă, vom majora pedepsele. Noi avem pedepse dure. Noi nu avem procurori care ar avea curaj, ar avea ceea ce, cum spunea un președinte, ceea ce cineva ar fi bine să aibă, dar nu are. Noi nu avem procurori care au curaj să fie procurori, judecători care au curaj să fie judecători. Noi avem lași care sunt acolo în acele clădiri, care iau mită, care protejează stăpânii politici, care au făcut posibil jaful miliardului, Londromatul, și contrabanda sistemică. Puțin din voi știe că Republica Moldova e o enclavă contrabandistă. Noi avem contrabandă de țigară prin Transnistria, care se cifrează la sute de milioane de euro pe an pe piața neagră a Uniunii Europene. Avem contrabandă de alcool în Ucraina, cu stații de pompare pe sub râu. Avem coridoare de hașiș, heroină, cocaină și anabolice. Republica Moldova este o mare fațadă a unei operațiuni sistemice de contrabandă prin care elitele noastre politice se îmbogățesc cu sute de milioane, asta pe lângă ce au furat ei din Londromat și din jaful miliardului, da, rezervelor băncii naționale. Mai este operațiunea de contrabandă care nu s-a oprit, credeți-mă. Șeriful cum importa țigări, companiile afiliate șeriful așa importă și așa le exportă prin contrabandă Uniunea Europeană prin România. Moldova fiind implicată și polițienii noștri, așa numiți polițieni, cu organizații criminale, beneficiază de aceste operațiuni. Ca noi să demontăm aceste lucruri, noi avem nevoie de oameni care înțeleg ce trebuie de făcut și au curajul să o facă. Avem nevoie de oameni de care n-am mai avut. De asta am decis, eu și colegii mei, Sergiu Tovila, Todușoi, în Potloc și mulți alții, Corina Gaibu și mulți alții, din societate civilă, din oameni care au bătut regimul lui Plahotniuc, au dat scenariul care a dus la fuga lui, la plecarea lui, să venim, să facem un pas înainte, să creăm o echipă de oameni care nu știu de frică, care au mult profesionalism și curaj să-l aplice, să creăm Partidul Schimbării, care în esență vă spune un singur lucru, un lucru foarte simplu. Noi ca societate, dezbinați de holdingurile mediatice lui Dodon, Șor și Plahotniuc, trebuie să tragem linia, să dăm la o parte subiectele care ne dezbină și să ne concentrăm pe un singur lucru. Un program de dezvoltare a Republicii Moldova, construcția unor instituții puține, dar puternice, și pe o reformă drastică, pe o curățenie drastică în justiție, un pachet fiscal de reforme care ar aduce încrederea cetățeanului înapoi oamenilor și pe implementarea instrumentelor moderne în guvernarea statului Republica Moldova. Numai așa, unindu-ne în jurul unui program concret de guvernare, lăsând deoparte populismele, tot ce ne dezbină, toate speculațiile, diferențele pe etnie, limbă, orice altceva, unindu-ne în jurul programului de guvernare care are concret menirea să dezvolte țara noastră, să o reconstruiască din ruină, putem să reușim. De asta votați Partidul Schimbării, votați echipa noastră, faceți cunoștință cu programul nostru pe partiduLschimbării.media sau pe Facebook și veniți la noi în echipă. Suntem oameni curajoși, deschiși și profesioniști. Fix 9 minute. Vă mulțumesc că gestionați astfel timpul. Fix 9 minute. Domnul Ghelici, 3 minutele dumneavoastră. 3 minute. Da. Засекаете. Да. Значит, мой коллега рядом тут меня упрекнул, что я популистские заявления делаю. Господин Григор, я вам не давал повода называть меня популистом. Но если вы хотите в ответ, я вам скажу вот что. Я обосновал свои... Так я вам объяснил свои аргументы. Вы не знаете дефицита, не знаете бюджета, но вы утверждаете, что вы увеличите. Послушайте, оптимизация районных администраций принесет в бюджет миллиард лей. Вы предлагаете увеличить расходную часть на пенсии в 2 раза. Миллиардов до 40, при доходах 44. Конкретно, где вы возьмете 20 миллиардов лей? Еще раз, по всей видимости, рядом вот господин Глигор меня не слышит. Я еще раз повторяю. Если вы не руководили сельхоз или экономическим предприятием, то вам это не понять. Пока вы делаете... Я на практике. Председатели колхоза больше делают в этой стране, чем вы. Потому что я вместе со своим хозяйством, тысячи людей в сельской местности, круглый год, не спали. Когда идут дожди, все выбегали, спасали пшеницу. Мы теряли за год. Откуда и приходили министры. Я не перебивал, вас не перебивал. Не борзейте тут. Я вас не перебивал. Или вы же себя президентом считаете? Господин. Закройте рот, не перебивайте, когда я... Я ваш слушал тихонько. Наберитесь это, а то вы пришли одни. Когда я вместе со своими колхозниками, мы не спали, вот сейчас я еду, смотрю, какой ливень, пшеница легла. Людям что, программу будешь рассказывать? Ты будешь рассказывать, какие все на понтах. Люди сейчас год ждут урожая, я это на собственной шкуре знаю, что это такое. Мы целый год ждали урожая, в один день все уничтожают. Приходим, сидят в правительстве, все блатные, сидят в министерстве. Я прихожу и спрашиваю, что нам делать? Все, кто в колхозе, кто знает, что такое земля. У меня Бог наказал, 95% виноградника уничтожила. Ливень уничтожил. Вот я сейчас смотрю на пшеницу, я представляю, как сейчас эти ребята, как они переживают. Кто? Мне знаете, что сказали правительство? Это ваша проблема. Вот такие, как Глигор, говорят, это ваша проблема. Только теоретики, никто из них, с какой стороны козу, знаете, доят? Господин Глигор, вы же специалист, с какой стороны козу доят? Расскажите вы нам. С какой стороны? Видите, вот он идет парламент, а не знает, с какой стороны козу доить. Понимаете, вот спрашиваешь каждого из них. Я знаю, с какой стороны. Вот, я знаю. В отличие от вас, я грабил, господин, сажать. Да, конечно, вы у нас вот такие, как вы, вот у нас 30 лет сидят, выходят все. Где вы видели таких, как я? Вот такие, как вы, потому что сейчас переходите на личность. Я слушаю вас, вы наглость набираетесь, меня перебиваете, вы вот так показываете, что вы культурный человек. Я же слушал, я не перебивал, уважая вас. Я слушал вас. Вы не уважаете, вы наглый хам, вы позволяете перебивать людей. Понимаете? Да вот потому что вы ходите теоретики, а люди, которые сейчас нас слушают, они к земле привязаны, они нищета. Жить-то вы не знаете, что такое. А я приезжаю постоянно к людям, которые жрать нечего. Волчинец приехал, женщина, 3 детей, мужа убили, маленькие дети. Она пошла, бюллетень оставила в магазине в залог и на 200 лей продукты взяла, потому что у нее ничего нету. А примары все в галстучках, все этот. Никому не нужна эта семья. А 8 детей, а 9 детей в Колорадском районе. Вы не ездите, я езжу. Я еще не депутат, но я езжу, потому что мы должны им помогать. Уважаемые друзья, мы здесь вышли, поговорили, все на понтах, все специалисты, каждый себя считает, что он специалист. Вы самые лучшие судьи. Вот у вас 11 июля есть шанс. У вас самая лучшая чуйка. Вы чувствуете человека, почувствуйте и примите решение, за кого проголосовать своей головой. Своей. Никто вам что-то скажет, а своей головой. Я желаю всем здравия, удачи. Vă mulțumim, stimați telespectatori și radioascultători, încheiem aici emisiunea de dezbateri, spre sfârșit foarte fierbinte, dar probabil foarte folositoare pentru spectatori și radioascultători. Astăzi au fost în fața dumneavoastră Gheorghe Savastin, Partidul Patrioții Moldovei. Vă mulțumim de prezență. Domnul Ștefan Gligor, Partidul Schimbării. Mulțumim pentru prezență, domnul Gligor. Pare bine și mulțumesc pentru invitație. Da, și Partidul Oamenilor Muncii, Fiodor Ghelici. Mulțumim pentru prezență, domnul Ghelici. Mulțumesc, că vă ne-ați пригласили. Вот, пожалуйста, в вашей студии вижу 2 пенсионера. Все, что у вас осталось, один молодежь. Вы тоже не первой свежести. Такие вы не поняли. Вы не поняли. Я просто говорю, кто остался в стране, посмотрите. Ну да. Ну, видите? Такие, как есть. Vă mulțumim frumos, stimați telespectatori, stimați invitați și vă doresc succes la parlamentare. Mulțumim. Спасибо. Пожалуйста. Удачи.